Bună ziua, doamnelor și domnilor! Haideți să vedem puțin în zarul în dragoste pentru săptămâna aceasta. Haideți să vedem. În dragoste pentru berbec. Așteptați mesaj de la cineva, așteptați o comunicare cu cineva sau vreți să știți anumite lucruri sau vreți să auziți din partea cuiva ceva. Vă întrebați câteodată până când va ține o relație sau când vă împăcați sau când o să mă caute acea persoană. Acea persoană vă caută chiar dacă acum nu există niciun fel de relație, niciun fel de comunicare. Veți fi împreună cu acea persoană. Cei care sunteți căsătoriți, rămâneți împreună deocamdată. Cei singuri văd că mergeți la multe petreceri sau cu multe persoane, comunicați cu multe persoane, ieșiți cu multe persoane, vorbiți cu două-trei persoane, dar nu foarte multe. Așa. Dacă ați comunicat cu cineva, acea persoană vine la dumneavoastră să vă cunoască sau se întoarce la dumneavoastră. Dacă vă gândiți să, să se întoarcă, să se întoarce. O mutare văd, o schimbare, o șansă de a recupera ceva, dragoste pierdută, de a relua o relație și o șansă foarte mare de a ajunge uh, a atinge acea bucurie în dragoste pe care o sperați dumneavoastră. Bine. Foarte bine. Aveți câteodată ceva simțiți că ați pierdut pe cineva pentru că sau pierdeți pe cineva pentru că vă mutați sau acea persoană se mută sau Vă gândiți să vă mutați undeva și pierdeți pe cineva drag. Și asta vă împiedică să vă mutați sau întârzie sau cunoașteți pe cineva care este departe de dumneavoastră, dar nu este foarte sinceră această persoană. Cam asta vă pentru Berbec. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.